Bună ziua! Voi pregăti salată de castraveți la borcan pentru iarnă. Voi avea nevoie de 2 kg și jumătate de castraveți cornișon. Castraveții sunt spălați, o legătură de mărar, 3 cepe. Voi mai avea nevoie de boabe de piper, zahăr, oțet, sare. Voi folosi o sare de gătit și câteva frunze de foi de dafin. În această farfurie am 2 kg și jumătate de castraveți cornișon spălați cu apă rece. Voi da castraveții la o parte și voi începe și voi tăia castraveții. Îi voi tăia în felii. Voi continua să tai castraveții în felul acesta până îi voi termina pe toți de tăiat. Am terminat de tăiat toți castraveții în felul acesta și am pus într-un castron. Voi da castraveții la o parte și voi aduce 3 bucăți de ceapă. Ceapa este spălată. Voi tăia și ceapa. Și o voi tăia în felul acesta. Am terminat de tăiat 3 bucăți de ceapă în felul acesta. Voi da ceapa la o parte și voi tăia o legătură de mărar verde, spălat. Mărarul îl voi toca mărunt. Într-un castron mai mare încăpător, voi pune castraveții tăiați în felii. Trei bucăți de ceapă. O legătură de mărar verde, tocat mărunt. Voi amesteca castraveții împreună cu ceapa și mărarul. Puteți pregăti o cantitate mai mare de salată de castraveți sau o cantitate mai mică. Dacă pregătiți o cantitate mai mică de salată de castraveți, folosiți mai puțină ceapă, o ceapă sau jumătate de legătură de mărar verde. Dacă nu vă place mărarul verde, mărarul se poate omite din salată, însă întotdeauna verdeața are foarte multe vitamine și va da un gust plăcut acestei salate. Voi continua să amestec foarte bine castraveții împreună cu ceapa și mărarul verde. Voi pune salata de castraveți în borcane. Voi folosi borcane de 900 de mililitri. Puteți folosi borcane mai mici sau mai mari.
de la 500 până la 900 de mililitri. Dacă aveți o cantitate mai mare de castraveți, puteți să folosiți borcane mai mari, la 1 litru, 2 litri, sau borcane de care aveți în casă la îndemână. Voi pune o pârnie, sau dacă nu aveți o pârnie, puteți să puneți salata de castraveți cu o lingură. În felul acesta. Încet pentru a nu da castraveții pe jos. Se așează ușor în borcane. Gustoasă salata. Din această salată de castraveți se poate servi de la diferite feluri de mâncare, tocănițe, cartofi prăjiți, se poate servi simplă. Este foarte bună și pentru slăbit, dacă țineți dietă. Salata de castraveți foarte, foarte bună pentru slăbire, pentru diete, pentru cura de slăbire. Și voi umple borcanul cu salată de castraveți, dacă nu aveți această pâlnie cu o lingură, sau dacă aveți această pâlnie, puteți să o folosiți. Este mai ușor de pus castraveții cu pâlnia. Nu mai cad castraveții pe jos. Și voi continua în felul acesta până voi termina de pus toți castraveții în borcane. Voi presa puțin castraveții în borcan. Și voi trece în felul acesta la următorul borcan, până voi umple toate borcanele cu salată de castraveți. Și ultimul borcan de castraveți îl voi umple și acesta. Pasă castraveții în borcan pentru a nu rămâne goluri de aer. Și castraveții sunt gata. I-am pus pe toți în borcane de 900 de ml. Am terminat de umplut toate borcanele cu salată de castraveți. Am pus borcanele în față. Pentru fiecare borcan cu salată voi pune câte o linguriță de sare pentru gătit.
o linguriță de zahăr, zahăr tos. Câteva boabe de piper. Și câte o frunză de dafin în fiecare borcan. Frunzele de dafin sunt opțional. Mai punem și câte o lingură de oțet în fiecare borcan. Câte două linguri de ulei de floarea soarelui. Și voi umple borcanele cu apă rece. Voi pune capacele și voi pune borcanele la sterilizat. În felul acesta, salata de castraveți va ține foarte bine peste iarnă, fiind borcanele foarte bine sterilizate. Dacă doriți să pregătiți această salată imediat, o puteți pregăti exact cum am pregătit și eu. Însă se omite foile de dafin și boabele de piper, se pune totul într-un castron și se păstrează totul în frigider. Voi amesteca puțin borcanele pentru a se dizolva zahărul și sarea. Într-o cratiță voi steriliza borcanele, într-o cratiță de 5 litri, am pus un prosop pe fundul cratiței și voi pune borcanele cu salată de castraveți la sterilizat. Voi pune apă rece. Voi steriliza borcanele cu salată de castraveți 50 de minute la foc mediu. Salata de castraveți la borcan este gata, s-a sterilizat. În momentul în care apa din cratiță începe să dea în clocot, se lasă borcanele la sterilizat 50 de minute la foc mediu. După 50 de minute se oprește aragazul și se lasă borcanele în cratiță să se răcească complet. După răcirea borcanelor complet, se depozitează borcanele într-un loc răcoros, pivniță, beci, cămară sau de bara, unde se vor păstra foarte bine borcanele peste iarnă. Această salată de castraveți se poate servi alături de diferite tocănițe, mâncare de fasole, friptură la cuptor, carne prăjită sau se poate servi alături de shawarma sau simplă. Dacă doriți să pregătiți această salată de castraveți imediat, se poate pune salata în castroane, în castron sau închise foarte bine ermetic.
și pusă salata în frigider și se poate servi imediat. Dacă doriți să o pregătiți peste iarnă, se sterilizează borcanele.